Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Nicoleta Toacă și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Corupția și influența Rusiei reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității naționale. Declarația aparține președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Referendumul din toamnă ar putea pune capăt speculațiilor dacă își doresc sau nu moldovenii aderarea țării la Uniunea Europeană. Este înregistrată o creștere economică datorată în mare parte și sprijinului venit din partea partenerilor occidentali, spune ministrul finanțelor Petru Rotaru. Referendumul anunțat de Maia Sandu va pune capăt speculațiilor dacă își doresc sau nu cetățenii aderarea țării la UE, este convins Igor Grosu. Potrivit șefului legislativului, se va crea un tablou privind dorința oamenilor de a fi parte a familiei europene. Este o inițiativă pe care noi am susținut-o. O să tranșăm acest subiect odată și odată. Da? Eu, pentru mine, cel mai bun indicator sunt alegerile, cele ultimele trei alegeri, unde marea majoritate a populației au votat pentru, fie că vorbim președinte, fie că vorbim partid politic, fie că vorbim aleși locali, pro-europeni. Asta mă face să cred și să interpretez aceste rezultate și prin prisma opțiunilor de dezvoltare a țării. Președintele Parlamentului califică drept binevenită inițiativa președintei Maia Sandu privind organizarea unui referendum în 2024. Igor Grosu spune că un astfel de exercițiu electoral va legitima dorința cetățenilor de a fi parte a blocului comunitar. Autoritățile au avut consultări cu mai mulți juriști pentru ca să nu existe confuzii. Da, a fost nevoie de modificat legislația. Noi am modificat legislația astfel ca să oferim șansă și celor care se declară tare, tare pro-europeni, o să avem șansa să mergem în fața alegătorilor și să-i convingem o dată în plus, dar noi să-i convingem prin fapte, nu numai prin vorbe, cum o fac alții. Colegii juriști au analizat deciziile Curții Constituționale, care numai într-un singur caz spune că atunci când sunt mai multe buletine, și asta e cazul alegerilor locale, când ai 4 buletine, spre exemplu, sau 3 buletine, 4 buletine, dacă e chiar și raion, da, e consiliul primarul tău, e consiliul tău și e consiliul raional, 3. La Chișinău sunt 4. Da, deci numai în cazul alegerilor locale nu se indică acest lucru, pentru că poate induce o confuzie. Maia Sandu a solicitat desfășurarea în toamna anului 2024 a unui referendum național privind aderarea la Uniunea Europeană. Șefa statului a cerut Parlamentului să demareze procedurile de organizare a referendumului pe 24 decembrie. În aceeași zi, la 3 ani de mandat, șefa statului a anunțat oficial că va candida la alegerile prezidențiale din toamna anului 2024. Maia Sandu a menționat că dacă va obține un nou mandat de președinte, va continua calea Republicii Moldova spre integrarea în Uniunea Europeană. În acest context, PAS a propus pe 26 decembrie, la doar 2 zile după anunțul Maia Sandu, modificarea codului electoral care să permită organizarea alegerilor și a referendumurilor în aceeași zi. Vocea Basarabiei a căutat să afle de la oamenii întâlniți pe străzile Chișinăului ce cred despre decizia organizării unui referendum național privind integrarea europeană în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Părerea mea este că odată ce noi am avut încredere în acest guvern, nu știu dacă mai era nevoie și de un referendum. Adică deja mi-am dat votul, deja mi-am expus părerea. Sunt două momente absolut diferite care trebuie făcute în termeni diferite, eu cred că da. Și cred că una e și legată, da, pentru că ține de o sferă anume, dar și să parte totodată. Și aici ține doar de organizare și doar de... Trebuie văzut, adică scop final pe care vor să-l atingă cei care se organizează. Eu tot așa aș fi procedat, din considerent economic. Din considerent economic. Suntem săraci, e adevărat? Trăim pe banii europeni, e adevărat? Eu primesc pensie din banii europeni. Apoi ar fi o prostie să nu susțin. Отношусь отрицательно. Почему? Потому что, как говорят, на скаку меняют лошадей, так же самое. То есть накануне проведения такого серьезного мероприятия, я считаю, как референдум,
И проводить в один день с выборами президента, считаю, это... Я бы даже не сказал, что это поспешность. Это стремление привлечь большее количество людей на выборы даже. Персонал, cred că e o manevră politică, dar este o manevră legală, democratică, da? la care aplică de regulă, să spunem așa, majoritatea din toate statele democratice. Nu este o manevră ilegală, este o manevră destul de legală, în care există o majoritate, ea nu încalcă niciun principiu al democrației. E o chestie mai mult de politică. Cred că este o decizie foarte bună de a afla părerea cetățenilor, mai ales că ne dorim atât de mult să intrăm în Uniunea Europeană. Cum considerați, această decizie va motiva pe mai mulți alegători să participe la scrutin prezidențial? Da, cred că da. Fiind în aceeași zi, da. Să știți că lucrul acesta nu-l poți găsi. De ce? Fiindcă motivația omului vine de la om. Deci, mai întâi de toate, eu mă motivez pe sine. Deci, ce e, cum gândesc, ce fac, cum trăiesc, cum mă comport și așa mai departe. Deci, ceea ce vine din jur, place sau nu place. Adică, acum e la gâci. Nu știm. Deci, o să vedem. Da, din păcate, suntem așa un popor care ne gândim la ziua de azi și nu la cea de mâine. Dar vreau să cred că totuși îi va motiva și că va veni lumea la referendum și că va alege calea cea bună. Da, probabil. Cred că da. Fiindcă dacă e... cum se numește el? Referendum, el om alege direct într-un fel și probabil că da, mai multă lume o să meargă la vot. Poate nefiind motivați de, să zicem, aspectul prezidențial, poate sunt motivați de celălalt aspect, da, de referendum și sper să fie da. La ce acțiune vă așteptați din partea politicienilor eurosceptici? Sper că politicienii care nu au încredere să se gândească nu doar la sine, să se gândească la popor, să se gândească unde va ajunge această țară dacă, Doamne ferește, vor face acum un pas înapoi. Probabil o să, nu știu, o să vină cu alte lege sau, da, cu răspuns din asta așa, mai negativ, probabil. Politicienii din opoziție au dreptul să conteste, desigur, iarăși, toate acțiunile trebuie să aibă loc în cadrul legal, da? Au dreptul să conteste schimbarea respectivă în legislație. Vom vedea care va fi răspunsul la Curtea Constituțională, dar în expertiza mea de neavizat în domeniu, cât cunosc eu Constituția, cât cunosc regulamentele, nu au șansă de reușită. Noi deja cunoaștem acțiunile lor. Ce pot să facă acești politicieni? Să mituiască așa cum au mituit permanent la toate alegerile. La noi toate alegerile sunt mituite, toate absolut. Mulți politicieni eurosceptici din Republica Moldova au proprietăți în Occident, dar sunt plătiți de Moscova pentru a împiedica integrarea Moldovei în Uniunea Europeană, susține istoricul Anatol Petrencu. Fiind angajați față de unii din tranșe, fiind puternic angajați și eu cred că și plătiți de Federația Rusă și lucrurile astea se demonstrează, s-au demonstrat, pentru Ucraina mai ales, și știm și din alte surse, aceștia o să facă tot ce e posibil ca să demonstreze că noi nu suntem capabili, că noi nu suntem gata, că mai trebuie să mai treacă 800 de ani și așa mai departe, ca să nu intrăm în Uniunea Europeană. Pentru că rușii ne pierd. Dacă intrăm în Uniunea Europeană, noi ieșim de sub influența lor. Corupția și influența Rusiei reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Republicii Moldova. Războiul a creat incertitudine și a amintit oamenilor un lucru important. Libertatea trebuie apărată. Este declarația președintelui Parlamentului Igor Grosu. Și în strategie de securitate națională, noi spunem lucrul ăsta, cred că prima dată de la independență, corupția internă, da? Și aici, în toate sistemele, inclusiv crima organizată, și Federația Rusă, unul extern. Iată, aleajul dintre aceste două pericole sunt, da, sunt probleme care vizează securitatea națională. O
Uniunea Europeană a dat dovadă de solidaritate cu Ucraina, iar ajutorul pe care l-au trimis acolo a făcut ca și Republica Moldova să fie apărată, susține oficialul. Europa foarte bine înțelege și deciziile politice care au fost luate și în raport cu deschiderea negocierilor, și în raport cu statutul de țară candidat pentru Georgia, demonstrează că Uniunea Europeană există această coeziune și tratează cu maximă responsabilitate evoluția evenimentelor din Ucraina. Artileria grea folosită de ruși în războiul hibrid operat în Republica Moldova a fost partidele loiale Kremlinului, spune speakerul. În același context, Igor Grosu menționează că țara are relații de prietenie și de colaborare cu toate țările care respectă interesul cetățenilor ei. Oficialul consideră că politicul și societatea au imunitate la amenințările rusești. Evident că interesele sunt. Acum, eu îmi permit să spun că ele au mai slăbit, deci cel puțin pârghiile de a ni șantaja, a ni șantaja, să spunem cum este, au slăbit, unele le-au pierdut, cel puțin pe dimensiunea gaze, da? Aici nu mai au cine face, pe dimensiunea... Mai au. Aici mai au, nu mai au. Gazul rusesc ajunge în stânga Nistrului, stânga Nistrului nu plătește. Stânga Nistrului trebuie să pregătească de și deja stânga Nistrului, eu cred că mental deja e pregătită, că la un moment dat... Adică psihologic trebuie... credeți că lumea se împacă cu gândul că se împacă cu gândul, va trebui să plătească. A venit ziua când se achite, exact așa cum achită tarifele pe malul drept. Evident. Odată și odată, cum zic eu, binefacerea asta, așa anumită binefacere, o să termine. Nu poate fi la nesfârșit. Israelul ar trebui să interzică lui Ilan Șor să desfășoare activități politice pe teritoriul său, care sunt în defavoarea Republicii Moldova. Este afirmația făcută de analistul occidental Vladimir Socor în cadrul emisiunii Puncte de Reflecție. Statele Unite ale Americii sunt protectorul Israelului. Statele Unite ale Americii sunt în același timp un partener strategic al Republicii Moldova și au un interes major ca Republica Moldova să se integreze în Occident. Israelul acționează împotriva interesului protectorului său american. Noi trebuie să cerem Israelului, în conformitate cu interesul național al Republicii Moldova, dar și cu dreptul internațional, să interzică activități politice ale lui Ilan Șor pe teritoriul Israelului. Analistul occidental e de părere că Israelul îi acordă politicianului fugar o bază de operațiuni în beneficiul Kremlinului. Eu personal nu pot să exclud ipoteza că cineva din statul adânc din Israel, serviciile secrete sau cercuri oligarhice, au o înțelegere cu cercuri asemănătoare din Rusia pentru a-i permite lui Ilan Șor să destabilizeze Republica Moldova. Vladimir Socor afirmă că există multiple relații între Rusia lui Putin și guvernarea lui Netanyahu în Israel. Există relații și la nivelul serviciilor secrete, dar și la nivelul unor mari capitaliști care au interese de afaceri și în Rusia și în Israel și eventual în terțe țări. Și în aceste rețele de interese, eu nu exclud ipoteza că Israelul sau cineva din Israel face Rusiei această favoare de a-l lăsa pe Ilan Șor să destabilizeze Republica Moldova în interesul Rusiei și în schimb cineva din Israel primește ceva în schimb. Ilan Șor a fugit din Republica Moldova în iunie 2019 după căderea regimului Plahotniuc și a fost condamnat la 15 ani de închisoare în penitenciar de tip închis. De asemenea, Ilan Șor urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei băncii de economii, se arată într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție. În reacție, Ilan Șor a acuzat magistrații că s-ar fi subordonat ordinelor politice și a susținut că decizia Curții de Apel îl lasă rece și că nu are de gând să se conformeze acesteia. Agresiunea din ziua de 29 decembrie scoate în evidență necesitatea urgentă de a consolida capacitățile Ucrainei pentru a proteja vieți, a scris pe rețelele de socializare președinta Maia Sandu. Ucraina se află în mijlocul unuia dintre cele mai ample atacuri aeriene din acest an din partea Rusiei. Sunt profund tulburată de atacul aerian masiv al Rusiei asupra orașelor ucrainene de astăzi. Gândurile mele sunt la toți cei afectați în această dimineață și în fiecare zi acestui război brutal.
A mai scris președinta pe platforma X, Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă, a declarat armata ucraineană, cu un număr fără precedent de drone și rachete trase asupra țintelor din întreaga țară. În consecință, cel puțin 22 de persoane au murit, iar peste 130 au fost rănite. Au fost raportate explozii la Kiev, Odessa, Lvov, Harkov și Zaporojie. A fost un an plin de provocări, autoritățile încercând să-și redreseze economia după crizele prin care a trecut. Ministrul Finanțelor, Petru Rotaru, spune că se înregistrează o creștere economică, datorată în mare parte și sprijinului venit din partea partenerilor occidentali. Cu siguranță nu a fost cel mai bun an, dar până la urmă, la sfârșit de an s-au echilibrat anumite, să spunem, neclarități. Avem acel trend de creștere economic și asta este un lucru îmbucurător. Sperăm că acest trend pentru anul 2024 se mențină și să amplifice. Dar, în esență, până la urmă a fost un an cu multe provocări, cu multe incertitudini, dar totodată și cu multe reușite. Statul trebuie să creeze premise pentru a atrage investițiile, ori acestea reprezintă motorul economiei, spune ministrul Finanțelor. Investițiile sunt motorul dezvoltării economice și această creștere economică poate fi susținută doar prin investiții. Și trebuie să facem tot ce ne stă în putere ca să stimulăm investiții în Republica Moldova, astfel vom reuși să avem și acele costuri pe care noi le dorim, costuri sociale sau politici sociale, educaționale și de altă natură, ca să reușim să fim mult mai, să spunem, generoși cu anumite politici sociale și economice. Și pentru anul 2024 sunt planificate creșteri salariale pentru anumite categorii de populație, de asigurări ministrul Finanțelor. Noi ceea ce am planificat în legea bugetului de stat pentru anul 2020 sunt acele creșteri salariale pentru anumite categorii sociale, sunt o certitudine pentru anul 2024 și sperăm ca spațiul fiscal pentru anul 2024 să fie unul mult mai mare decât noi l-am planificat, astfel încât în a doua jumătate a anului să mai intervenim pentru domenii prioritare cu creșteri de cheltuieli publice. Potrivit ministrului, datorită ajutorului oferit din vest, Republica Moldova are capacitatea să-și redreseze economia și să ajute categoriile vulnerabile de cetățeni. Ne-am descurcat, dar ne este mult mai greu. De aceea, toate aporturile care le avem de la partenerii noștri sunt binevenite și pe această care vreau să le mulțumesc, pentru că aceasta vine pentru cetățenii Republicii Moldova și vine pentru a susține Republica Moldova în acea perioadă dificilă cu criza energetică, în această perioadă un pic mai, să spunem, ușoară, dar tot destul de complicată, în care economia Republicii Moldova încearcă să-și revină după aceste crize pandemice, energetică, război și toți factorii care au derivat sau factorii de influență negativă care au derivat din aceste crize. La final de an, Petru Rotaru a venit cu un mesaj către cetățeni. Trebuie să primim cu încredere anul 2024, să ne gândim la lucruri bune, să ne pregătim împreună, să fim solidari cu cei care sunt alături de noi, cei care o duc un pic mai greu sau care, pentru că doar prin coeziune putem să depășim foarte multe lucruri. Exact cum am spus, ca într-o familie, dacă este unită, indiferent care sunt problemele, se depășesc și îndemn ca oamenii în 2024 să privim cu mai mult optimism în viitor. Știu că este greu, știu că nu este ușor, dar sperăm să avem acele motive de bucurie în anul 2024. Natalia Botnare a devenit antreprenoare în 2019. La Cahul a deschis o afacere specializată în producția de haine destinate copiilor cu vârsta de până la un an. A reușit să obțină un grant în valoare de 14.000 de euro în cadrul programului Eu for Moldova, regiuni cheie. Investițiile au crescut calitatea produselor. Предприятие создано в 2019 году, и мы занимаемся текстильной продукцией и трикотажной продукцией для деток до 1 года. И, соответственно, наша задача – помочь мамочкам, чтобы их одежда была намного комфортная и удобная именно для их малыша. Cu ajutorul finanțării, Наталья a reușит să creeze locuri de muncă. Мы поставляем нашу продукцию на всей территории Республики Молдовы и также за ее пределами. Благодаря программе «Eu for Kahul» мы приобрели дополнительное вышивальное и швейное оборудование, которое позволило нам дополнительно увеличить скорость обработки заказов и, соответственно, повысить качество. Данная программа помогла нам, соответственно, увеличить количество рабочих мест.
Programul EU for Moldova, regiuni cheie, susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socioeconomice locale inclusive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele două regiuni cheie, municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate. Persoanele care se asigură în mod individual pot să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul 2024. Valoarea primei în sumă fixă pentru 2024 a rămas la nivelul anului curent, 12.636 de lei. În primele trei luni ale anului, persoanele obligate să se asigure în mod individual beneficiază în continuare de facilități la plata primei. 1.014 lei vor plăti proprietarii de teren cu destinație agricolă. Persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, vor achita 1.622 lei. Fondatorii de întreprinderi individuale și gospodării țărănești, titularii de patentă, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în Republica Moldova vor plăti 2028 de lei, iar avocații, notarii și executorii judecătorești 4056 de lei. Agenda deputaților pentru 2024 a fost aprobată la ultima ședință din 28 decembrie. Aceștia vor examina în mod prioritar procesul de armonizare a legislației naționale cu cea europeană și proiectele de lege privind ratificările tratatelor internaționale. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile Chișinăului care ar fi trei priorități care ar trebui să le stabilească autoritățile pentru anul care vine. Prima e corupție. A doua trebuie să gândesc la alegeri, ca să nu piardă parcursul este european. Și a treia problemă totuși să gândească la oamenii ăștia care sunt mai nevoiași. Astea sunt probleme și cred că dacă rezolva, a să fie tot normal. Sunt mai înțelept, să ajungă la toți ceea ce dorește poporul și să fie ascultat poporul, dar să fie ascultată și guvernarea. Trei, în primul rând să continue spre Europa. În primul rând. Restul să vedea. Da, care ar fi? Eu știu. Sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Trebuie Parlamentul să hotărască care-i. Și lumea. Să intrăm în Europa, poate să fie mai bine. Sperăm la asta. Care sunt trei priorități pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră în anul 2024? Aibă de lucru copiii să se întoarcă acasă. Asta dorim. Prima, dar mai multe sănătate să fie, pace să fie. Fisitet. Și în țara apropiată, și la noi să fie. Și asta ne dorim. Sănătate, pace în țara, în lume, realizări frumoase, împliniri. Pentru familie, primul plan, sănătate și bă. A doilea plan, prosperitate, ăsta, am în vedere, mă știu eu, salarii, pensii, bunăstare, și a treilea plan, înțelegere, răbdare și iubire în familie față unul de altul. Sănătate, noroc, cer liber. Să fii sincer cu tine întâi, pe urmă cu societatea și tot schimbă. Prioritățile noastre sunt mari, dar de acum ne limităm la ceea ce avem. Stând acasă cu nepoții, facem și noi ce putem. Pentru mine, ca pensionar, eu sunt pensionar și aș vrea totuși un trai mai decent. Că, cum spuneam, am muncit toată viața și cam e greu în ziua de azi. Copiii să fie sănătoși, nepoțău și în pace în țară să fie. Ce dorințe aveți dumneavoastră pentru anul 2024? Să câștigăm alegeri. Maia Sandu, PAS-ul, pro-europenii, asta e principal. Чтоб дети рядом были. Один в одном месте живет, другой в другом месте живет. А мы с женой так потихонечку. Вони дорінцько. Он трає дечент время. Пенсії май мари. Сентем на пенсію, пенсії смічі. Пенсії ж Європа ла ной інцар свії. Дорінце нобілі, що вас ще проспер, лумя симти, ки трієште, що аша в'яця й скорта, ну яша. Să simtă că e o schimbare și în viața, să zicem, cotidiană, mai multe sfere, și în viața politică, în text, o începem cât de aici. Pe urmă, bunăstarea oamenilor, și în medicină, și în economie,
chiar și în spiritualitate. Uitați-vă ce se face amâine în biserică. Eu am dorință și-am tăt sănătoși, pașii și bă, succesă să aibă și guvernul succesă și drum o parcursul european să se împlinească. Cui ați dorit să-i transmiteți un mesaj de felicitare? Tuturor oamenilor, un gând bun de pace, de sănătate, de împliniri. La toată guvernarea, ca să ajungă la un numitor comun până la urmă, să înțeleagă ce trebuie poporului. Chiar și Maia Sandu, în afară de ai mei apropiați, eu sigur să le transmit. Doamne educatoare la grădinița 194, pe doamna Natalia, să fim prieteni până la sfârșit. La Maia Sandu. Și lătesc locuitorii micului stat ăsta nostru, năcăjit și nevoios. La toată lumea, sănătate, lătesc și pace. Eu doresc la tot poporul nostru moldovenesc să înțeleagă și să mergem pe drumul acela care l-a început. Și la alegeri să alegem nu cu ceva, mai știu eu, cineva să-ți dă ei ceva, dar să alegem cu gândul, cu mintea și cu niște planuri ca generația care vine să trăiască mai bine decât noi am trăit în ziua de față. Reușește să dea viață la 5-6 spectacole pe an printr-un proces de lucru continuu. Regizorul Dumitru Acriș are ocazia să atingă temele dureroase. Frica de a spune liber ce crezi, identitățile impuse rasiale sau politice. Într-un interviu pentru Vocea Basarabiei, Dumitru Acriș face bilanțul acestui an. A fost foarte generos și plin de emoții. Și constructiv. Asta înseamnă muncă enormă, efort și cred că deschidere. Noi teatre, noi trupe, noi actori. Cred că devii mai bogat când te întâlnești cu foarte mulți oameni în proces de lucru. Cu spectacole mai des în dreapta prutului, regizorul susține că publicul este unul educat, iar oamenii din spate adevărați profesioniști, iar asta îi oferă posibilitatea să se dezvolte și mai mult. E altfel de școală, dar sufletul e același. Și mi-e interesant să lucrez în România. Mi-e place concurența sănătoasă, vie, și bineînțeles în toată istoria asta unde e concurență vie, sănătoasă. Și datorită unei concurențe sănătoase crești, te dezvolți, te înconjori de oameni, cu oameni de calitate în jur. Omul de artă comunică prin opera sa cu lumea. Dialogul devine eficient atunci când creatorul oglindește societatea în lucrarea sa și reflectă realitățile crunte ale unor timpuri, susține regizorul. Pe mine până astăzi mă ating câteva teme legate de familie, răni, complexe, fobii, relația bărbat-femeie, relația copiii-părinți și poate mai târziu o să ating și alte teme care sunt foarte actuale și dureroase. Dumitru Acriș spune că misiunea oamenilor de artă este de a păstra permanent un dialog cu societatea. Eu întotdeauna sunt foarte nemulțumit și foarte dur cu mine, cu spectacolele care le fac. Și când o să încetez lucrul ăsta, atunci înseamnă că o să plec din meserie. Îmi cunosc meseria, lucru și de fiecare dată vreau să intervin în spectacole. Chiar dacă spectacolul are un an, doi, trei de când a apărut, e ok să-i faci un refresh, să-l reîmprospătezi. Teatrul are nevoie de apreciere, la fel și oamenii din teatru, spune regizorul. În teatru e foarte puțină democrație, în teatru profesionist. Dar eu nu vorbesc de abuz acum, așa nu vorbesc de... Eu vorbesc de niște lucruri profesioniste. Actorii trebuie iubiți și respectați. Și vorba de disciplină. Dreptul incontestabil de a garanta un viitor european democratic, liber și prosper pentru Republica Moldova îi aparține poporului, crede Dumitru Acriș. Aderarea la Uniunea Europeană este calea unică ce poate aduce pentru țară stabilitate în fața provocărilor și unica șansă de dezvoltare a Republicii Moldova care va permite generațiilor următoare să-și realizeze potențialul, să acumuleze bunăstare, să modernizeze țara și să ducă o viață împlinită. Cred că e vorba de foarte multe reforme care trebuie să făcute aici, acasă. Ele nu se fac într-o zi și peste noapte. Asta înseamnă
responsabilitate, asta înseamnă lupta cu corupția, asta înseamnă o groază de reforme care trebuie să aplicate în timp și nu peste noapte. Dar UE, asta înseamnă, în primul rând, responsabilitate. Atât pentru astăzi, sunt Nicoleta Toacă și vă mulțumesc pentru atenție. La orice oră ne puteți găsi pe site-ul voceabasarabiei.md și pe rețelele de socializare. Rămâneți și în continuare alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Numai bine!